Bună seara, în emisie talk show-ul Bună seara. Haideți să începem o discuție liberă. Unde este problema principală? Ați întâlnit ceva surprize, ceva lucruri care v-au mirat pe dumneavoastră profesioniștii? Și acest lucru cum s-ar rezolva? Îl rezolvăm prin emisiuni televizate, dar este și mai important să căutăm și poate să găsim împreună niște soluții. Бюджетники с зарплатой меньше 15 тысяч леев получат единовременную материальную помощь. За свет придется платить больше уже с сегодняшнего дня. На Запорожской АЭС, которая с марта захвачена российскими войсками, на запасах оружия и ситуация на фронте. Поговорим с советником президента Украины Михаилом Подоляком. Американцы обеспечили себе 218 мест, необходимых для... Министр иностранных дел Румынии просит обсудить ситуацию в Молдове на уровне Евросоюза. Королева Елизавета II, которая правила Великобритании 70 лет. Acest program este destinat și persoanelor cu dizabilități de văz sau auz. Primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, a decedat aseară aproape de miezul nopții. La 83 de ani a pierdut lupta cu o boală incurabilă. Mircea Snegur a fost președintele independenței și al luptei pentru integritatea Republicii Moldova. A fost un om politic, iubit de popor și apreciat de intelectuali. A susținut mișcarea de renaștere națională, a optat pentru limba română și alfabetul latin. Pe scurt, a fost un patriot. Unii chiar specifică a fost omul potrivit la locul potrivit. În istorie. A intrat în învălmășeala de la sfârșitul anilor 80 din poziția de membru al nomenclaturii comuniste, dar a avut curajul să se desprindă, să treacă de partea poporului și să se opună Kremlinului. Mircea Snegur s-a născut pe 17 ianuarie 1940 în satul Trifănești, raionul Florești. În 1956 a absolvit școala medie din satul Frumușica. Studiile superioare le-a făcut la Institutul Agricol din Chișinău, pe care l-a absolvit în 1961. A făcut aspirantura la Catedra de Fitotehnie între 1970 și 1972, unde a obținut titlul științific de doctor în științe agricole. În perioada 1961-1981 a lucrat agronom, a fost președinte de colhoz, director al stației experimentale pentru culturile de câmp, dar și director al Institutului de Cercetări Științifice în domeniul culturilor de câmp din Bălți. Îmi amintesc că noi am avut o deplasare la un forum mondial în Gran Montana, Elveția, în iunie 1991, înainte de prăbușirea Imperiului Sovietic. Și la o întâlnire cu un oficial elvețian de acolo, oficialul înalt se întoarce către colegul sale și spune: el este un vrai peisan, adică este un adevărat țăran. Lucrul ăsta i s-a tradus și mi-amintesc că domnul Snegur chiar s-a mândrit cu lucrul acesta, a fost identificat cu firea aceasta țărănească.
Din 1981 până în 1985 a deținut funcția de prim secretar al Comitetului Raional Edineț al Partidului Comunist, după care a fost secretar al Comitetului Central din RSSM până în 1989. Pe 29 iulie în același an, Mircea Snegur a fost ales președinte al Prezidiului Sovietului Suprem, iar în aprilie 1990 a devenit președintele Sovietului Suprem. Începând cu 1989, a susținut proiectul de lege care conferea limbii române dreptul de limbă oficială și revenirea la drapelul tricolor. Pe 3 septembrie 1990 a fost numit președinte al RSSM de Sovietul Suprem. Anii 1988-89-90, atunci când a pornit mișcarea de renaștere națională aici în stânga Prutului, este legată dincolo de tot ceea ce înseamnă creatori, jurnaliști, oameni de creație, este legată și de numele lui Mircea Snegur, care venea direct de sus din nomenclatura de partid și care a avut curajul ca în momentele cheie, în momentele de istorie, să treacă de partea poporului din care se trage. A condus Republica Moldova spre independența proclamată pe 27 august 1991, iar apoi în timpul conflictului armat de pe Nistru din 1992, încheiat printr-o înțelegere semnată de Snegur cu președintele Federației Ruse Boris Yeltsin pe 21 iulie 1992. În mod deosebit, perioada când am fost atacat mișelește de către Federația Rusă în 1992 și asumarea întregii răspunderi de a da ripostă agresorului de prin calea noastră de reunificare. Atunci s-au întreprins toate măsurile în cadrul legii, al demnității și al normelor dreptului internațional pentru a da ripostă și al pune la punct în măsura puterilor noastre. Dar demnitatea este mai puternică decât orice armă. A dat un imbold de al demnității. Predomină tristețea și durerea pe suflet în legătură cu pierderea de vieți omenești în războiul stupid de la Nistru din 1992. Un război care ne-a fost impus din afară de către cercurile ostile de la Moscova. Se aud bubuituri dinspre Odessa, există riscuri, dar eu consider că actuala conducere a Republicii Moldova duce o politică corectă. Primele persoane în stat au transmis condoleanțe familiei lui Mircea Snegur și poporului Republicii Moldova. Potrivit lor, Mircea Snegur a trăit în vremuri istorice și a avut un rol esențial în promovarea independenței, libertății și suveranității Republicii Moldova. Mircea Snegur va fi înmormântat sâmbătă cu onoruri de stat, 16 septembrie, va fi doliu național. Președintele Maia Sandu a menționat într-o postare pe rețelele de socializare că Mircea Snegur va rămâne în memoria noastră ca omul care a stat la leagănul independenței Republicii Moldova. Șefa statului a adresat condoleanțe familiei, rudelor și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit pe Mircea Snegur. De asemenea, a solicitat administrației prezidențiale declararea zilei de doliu național pe 16 septembrie și organizarea funerariilor cu onoruri de stat. Trăiască Moldova independentă, cu aceste cuvinte și-a încheiat adresarea domnul Mircea Snegur pe 27 august 1991. Această urare a unit moldovenii în anii de renaștere națională și ne va ghida și pe noi în construirea unui viitor demn pentru copiii noștri și Republica Moldova. Se mai arată în mesaj. Iar președintele Parlamentului, Igor Grosu, a menționat că ne vom aminti de Mircea Snegur ca omul care a adus independența, limba română și tricolorul și a exprimat condoleanțe rudelor, prietenilor și poporului Republicii Moldova. Condoleanțe a transmis și prim-ministrul Dorin Recean, care a scris pe rețelele de socializare că Mircea Snegur a fost un om de stat devotat, arhitect al independenței noastre și un promotor al limbii române. Șeful cabinetului de miniștri a menționat că ne vom aminti cu recunoștință de curajul lui pe drumul nostru către un viitor mai bun.
Mircea Snegur a reușit să realizeze reforme de anvergură pentru Republica Moldova într-o perioadă dificilă, marcată de evenimente cu o încărcătură istorică deosebită pentru neamul nostru, cum ar fi proclamarea independenței. De această părere sunt oamenii cu care am discutat și care spun că anii 1990-1997 au fost cu multe provocări, atât de ordin economic, cât și identitar. A fost o perioadă foarte dificilă, foarte dificilă, foarte... cu multe probleme, multe neclarități. S-au descurcat pe vremea atunci, de rău de bine, ceva s-a făcut. Au fost primite declarații de independență, Constituție, dacă nu mă greșesc, atunci au fost primite multe, multe. S-au format organe de stat care nu erau. A fost războiul de la Transnistria, un război absolut nedrept. Eu cred că a fost o perioadă destul de tumultoasă, să zic, da? Cu multe modificări politice, sociale. Eu aș crede că cu podul de flori, cu reunirea cu România, erau și evenimente destul de îmbucurătoare pentru țara noastră, pentru cetățeni, dar totodată aș crede că poate că s-ar fi putut mai multe acțiuni de, ca să ne integrăm pe atunci mai ușor, mai facil cu România. Ceva nou, lumea aștepta ceva nou. Tare vroiau unirea cu România. Veneau românii de peste Prut. Lumea toată făceau hore, limba, au schimbat repede steagul, imnul. Primul președinte, după tot comunismul, greu a fost pentru el, dar s-a stăruit. A fost și bun, dar a fost totuși o perioadă grea pentru el, că el a fost primul. Continuăm acum cu alte știri. Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Gioană, se află într-o vizită în Republica Moldova. Gioană a avut o întrevedere cu premierul Dorin Recean. Cei doi au susținut și o conferință de presă. Colega mea, Lucia Vieru, a urmărit evenimentul și ne oferă amănunte. Lucia, bună ziua! Te ascultăm! Bună ziua, Leanca! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Cu puțin timp în urmă s-a încheiat întrevederea secretarului general adjunct al NATO împreună cu prim-ministrul Dorin Recean. Cei doi oficiali au susținut împreună o conferință de presă. Înaltul oficial de la NATO a vorbit în primul rând despre evoluțiile de securitate din regiune. El a menționat că nu există un risc de atac deliberat asupra vreunui stat aliat. Totodată, oficialul a reiterat faptul că nu vede un risc de natură militară din partea Federației Ruse asupra Republicii Moldova. Oficialul a vorbit și despre prioritățile de cooperare cu NATO și faptul că alianța poate ajuta Republica Moldova să-și întărească reziliența pe partea de securitate, apărare, dar și combatere dezinformării. Oficialul a ținut să sublinieze că Republica Moldova aparține familiei democrațiilor europene și că are capacități de inovare, iar NATO poate să ajute Republica Moldova să se dezvolte în această direcție. Totodată, Mircea Gioană a subliniat faptul că apreciază faptul că Republica Moldova întotdeauna a condamnat agresivitatea Federației Ruse și că alianța respectă integritatea și suveranitatea Republicii Moldova. În același timp, prim-ministrul Dorin Recean a mulțumit NATO pentru fortificarea capacităților de apărare a Republicii Moldova. Vizita oficialului va dura până mâine, 15 septembrie. În dimineața acestei zile, oficialul a avut o întrevedere și cu președintele legislativului Igor Grosu. Totodată, în a doua parte a zilei de astăzi, urmează să aibă o întrevedere și cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Deocamdată, atât de aici. Lucia, îți mulțumesc! Infrastructura drumurilor, transportul rutier, feroviar și vamal, proiectul satului european, dar și alimentarea cu apă, sunt prioritățile care se regăsesc în planul de reconstrucție a Republicii Moldova, prezentat astăzi de ministrul infrastructurii Andrei Spânu. De asemenea, Spânu afirmă că un alt proiect vizează construcția unei autostrăzi și cale ferată de înaltă viteză spre București și Odessa, precum și modernizarea aeroportului internațional Chișinău.
Andrei Spânu a menționat că în ultimii ani autoritățile au făcut prea puțin pentru dezvoltarea țării, iar o infrastructură slabă înseamnă sărăcie. Pe cap de listă în prioritățile sale de a dezvolta Republica Moldova sunt modernizarea drumurilor. Spânu a menționat că cei aproape 6.000 de kilometri trebuie să fie de o calitate bună. În perioada următoare vom construi și mai multe drumuri și poduri. Tronsonul Soroca-Arionești-Otaci, care deja, știți bine, a început. Drumul de ocolire Troița Nouă, care în curând va fi dat în exploatare. Drumul Hâncești-Lăpușna, centura orașului Cimișlia, centura orașului Vulcănești, sectoarele 2 și 3 ale centurii Chișinăului, drumul Bălți-Criva, drumul Chișinău-Leușeni, drumul Hâncești-Leova-Cantemir-Cahul-Giurgiulești. Prioritatea numărul 2 ține de transportul feroviar și naval european. Andrei Spânu a menționat că este necesar de a crește viteza cu care circulă trenurile și să se dezvolte portul Giurgiulești. Cel de-al treilea proiect vizează transportul rutier pe care autoritățile și-l propun să îl modernizeze. A patra prioritate menționată de Spânu este conectarea tuturor localităților la rețeaua publică de apă și canalizare. Ministrul a menționat că în prezent rata de acoperire este de 61%, iar până în 2030 își propune ca toate gospodăriile să aibă acces la rețea. Prioritatea numărul 5 ține de programul național Satul European, lansat în anul 2022 la inițiativa președintei Maia Sandu. Pe lângă acestea, ministrul a anunțat și despre alte proiecte de importanță națională. Construirea autostrăzii Ungheni-Chișinău-Odessa. Acesta este un proiect strategic care va dezvolta țara și va conecta Moldova de Uniunea Europeană. Cale ferată de înaltă viteză, pe ecartament european, care să conecteze București de Chișinău și Chișinău de Odessa. Modernizarea aeroportului Chișinău. Capacitatea actuală a aeroportului este limitată, până la 3 milioane de pasageri anual. Prognozele arată că vom avea o creștere a traficului în următorii ani de până la 5 milioane de pasageri. Spânu a menționat că pentru reabilitarea celor 6.000 de kilometri de drum este nevoie de un buget de 7 miliarde de euro, iar estimările construcției întregului tronson de autostradă este de 2,8 miliarde de euro. Pentru cale ferată de înaltă viteză, pe ecartament european, este nevoie de 1 miliard de euro. România va crea un fond de asistență tehnică și financiară destinat autorităților publice locale din Republica Moldova. O propunere legislativă în acest sens a fost adoptată miercuri de Senatul Român. Senatorii susțin că astfel vor ajuta administrațiile locale de la noi din țară să se dezvolte, dar și să scape de influența Rusiei. Este o inițiativă laudabilă, deoarece atunci când am fost președinte al Consiliului Județean Iași, 2016-2020, au fost foarte multe proiecte pe fonduri transfrontaliere pentru Republica Moldova, în jur de 18, și care nu au avut cofinanțare din partea Republicii Moldova. Autoritățile din Moldova, ținând cont că au resurse financiare limitate, nu au putut să participe, să cofinanțeze și nu era un cadru legislativ noi să punem banii respectivi. Înființarea acestui fond este necesar în dezvoltarea Republicii Moldova și un cadru legal pentru a-i ajuta pe frații noștri. Este un proiect de lege bun, necesar chiar. USR susține ajutarea Republicii Moldova și dezvoltarea astfel încât să se desprindă de prietenii, între ghilimele, de la răsărit, de influența rusă. Pachetul financiar în valoare de 10 milioane de euro este în vigoare în perioada 2022-2025, cu posibilitatea de suplimentare printr-o hotărâre a guvernului. Valoarea maximă admisă a unui proiect este de 100.000 de euro. Autoritățile locale de la noi vor putea propune proiecte în domeniul infrastructurii, energiei, mediului, reabilitarea școlilor și grădinițelor, a unităților sanitare, reabilitarea centrelor pentru bătrâni, crearea facilităților pentru sportivi, dar și întreținerea iluminatului public. Proiectul urmează a fi votat de Camera Deputaților. Jurnalistul Dan Alexe a început colaborarea cu Teleradio Moldova. El transmite deja corespondență de la Bruxelles pentru Radio Moldova, dar va realiza interviuri și pentru televiziunea publică Moldova 1. Dan Alexe este scriitor, politolog, a făcut și filme documentare în Afganistan și Cecenia. Este cunoscut pentru explicațiile sale despre etimologie și limba română. De Republica Moldova leagă rădăcinile. Bunica și mama lui sunt din Orhei, dar s-au refugiat peste Prut din cauza ocupației sovietice. Urmează un interviu cu Dan Alexe, realizat de colega mea, Lucia Vieru.
Domnule Alexe, ne bucurăm că telespectatorii noștri, dar și radioascultătorii, vor avea ocazia să fie conectați la realitățile din Uniunea Europeană, datorită informațiilor transmise de dumneavoastră direct din capitala Belgiei. Știm că veți realiza mai multe rubrici, atât pentru televiziune, pentru radio, dar și pentru site-ul Radio Moldova. Dar vrem să ne spuneți dumneavoastră mai multe detalii. Ce va presupune rubrica pentru televiziune? În primul rând, cred că pe moldovenii interesează foarte mult care sunt politicienii europeni care se ocupă de Republica Moldova și de programele destinate Republicii Moldova. Evident, programele financiare, în primul rând. Sunt multe structuri care se ocupă de Republica Moldova. De exemplu, există Frontex, o organizație, mă rog, o structură europeană care se ocupă de paza frontierelor și care ajută nu doar statele membre, dar și statele asociate. Acum că Moldova a căpătat statutul de țară candidată, are dreptul la mult mai multe programe și privilegii decât înainte. Ei bine, foarte mulți parlamentari europeni se interesează de Republica Moldova și un grup de vreo între 20 și 30 de eurodeputați fac parte dintr-o comisie specială, o misiune pentru Moldova, ei propunând legislația în favoarea Moldovei sau analizând ce e bine și nu e bine în Moldova. Și atunci, în fiecare săptămână, începând, sper eu, de luna viitoare, că e și în funcție de programul lor, în primul rând, aș face un interviu săptămânal cu fiecare din acești parlamentari, unul câte unul, până la alegerile europene de anul viitor. După 1 ianuarie, situația va deveni și mai interesantă, pentru că alegerile europene de anul viitor sunt ceva rar, au să fie ceva rar în istorie, pentru că coincid într-un fel, mă rog, nu chiar în același timp, dar cu, înainte și după, cu alegerile din Rusia, cu alegerile din Statele Unite, alegeri peste tot, de fapt. O să fie un an de răscruce, unde o să se schimbe foarte multe lucruri. Și pentru televiziune am să fac tot felul de interviuri pentru a permite înțelegerea personalității și structurilor care se ocupă de Republica Moldova. Știm că pentru postul Radio Moldova aveți o rubrică deosebită despre cultivarea limbii române. Ce va presupune mai exact aceasta? Nu vreau să mă laud aici, am deja două cărți în legătură cu limba și identitatea românească. Dacopatia este titlul uneia și alta e un fel de introducere în lingvistică. Iar în luna noiembrie am să public o carte special despre etnogeneza românilor și istoria limbii române. Știu foarte bine, și eu sunt pe jumătate basarabean din partea mamei. Toată copilăria am trăit într-un mediu basarabean unde am auzit numai accentul moldovenesc. Știu foarte bine și complexele și dificultățile pe care le întâmpină unii moldoveni, unii români din Republica Moldova, mai ales un sentiment, să zicem așa, de frustrare în fața superiorității arogante a unor români mai din capitală, care privesc de sus orice fel de accent. Mai sunt și mici probleme de calchieri, de calcuri lingvistice, influența limbii ruse, dar asta nu trebuie extirpate, nu trebuie ca lumea să se dezbare de ele imediat. Ele sunt particularități dialectale care cu timpul vor dispărea sau nu. Adică ideea principală este că accentul moldovenesc nu trebuie să fie văzut altfel decât accentul bănățean sau ardelenesc sau oltenesc. Nu e nicio rușine să vorbești cu accent. Însă anumite lucruri trebuie puțin fixate, pentru că și tirania bucureșteană a creat niște structuri eronate și a modificat uneori într-un fel negativ limba. A creat un fel de structură rigidă, niște reguli care înspăimântă lumea și probabil românii sunt una din puținele nații unde oamenii se acuză unii pe alții că nu vorbesc bine limba. Și principalul scop al acestei rubrici va fi de a spune oamenilor: vorbiți natural, că toate se vor aranja cu timpul. Veți transmite corespondență și pentru site-ul radiomoldova.md. Ce subiecte veți aborda? Deci fac știri pe de o parte, pe de altă parte niște
să zicem așa, analize culturale, de exemplu, trec foarte mulți evrei acum în pelerinaj spre Ucraina la mormântul unui sfânt, te vindești dacă mergi la mormântul lui, și am explicat ieri sau alaltă ieri cu niște exemple ce este acest misticism iudaic care coboară din cabală. Și săptămâna trecută am făcut un articol despre romi, de exemplu, și încerc să dau o notă, o dimensiune cât mai, să zicem așa, ludică, plăcută, cu glume uneori, să poată fi citit într-un mod mai puțin arid decât e obișnuită lumea cu astfel de analize. Deci încerc să fac un fel de punte, eu fiind pe jumătate moldovean, pe jumătate român, un fel de punte culturală ca să fie o unire, să zicem așa, metaforică, simbolică. Știrile amiezii se încheie aici. Rămâneți cu Moldova 1 în continuare. Numai bine!